Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. La început de săptămână vom sta de vorbă cu doamna Maria Gheorghiu. Știți foarte bine că este o invitată permanentă a emisiunilor noastre și astăzi mă gândesc să facem o retrospectivă a activității sale în mediul online. Practic, de când a început dumnea ei să scrie și până în prezent, cum a perceput mesajele încă de la început și nu știu ce s-a mai schimbat pe parcurs, poate au fost lucruri care au surprins-o chiar și pe dumnea ei, cum au reacționat oamenii, cum s-au obișnuit cu ceea ce transmite și multe, multe alte discuții interesante vom avea astăzi cu doamna Maria. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat și iată că ne vedem din nou aici la emisiune. Stăteam și mă gândeam, când am început noi această colaborare? În urmă cu 2 ani cumva? Cred că văd 2 ani jumate. În urmă cu vreo 2 ani și jumătate, suntem în 2024. Uh-huh. 2021, pe la mijloc așa. Deci avem ceva activitate aici. Avem ceva pe chimie, da, exact, așa este. Vă mai amintiți când v-a contactat cineva pentru prima dată de la presă? Da, când m-a contactat prima oară de la presă cineva a fost doamna Elena Lasconi în acele emisiuni Poveștiri, parcă așa se chema. Poveștiri adevărate, dacă nu mă înșel. Poveștiri adevărate, da. Eu aveam deja de Bogdan, de băiatul meu, deschis și Facebook și e-mail, Yahoo și ea tot îmi lăsa, doamna Elena Lasconi îmi lăsa mesaje pe Yahoo și vedea că nu răspund. Și la un moment dat zic, hai să mă uit și eu, zic să vedem ce e-mail-uri am mai primit. Încolo văd că ea sărăca tot îmi scria de o jumătate de an. Nu știa cum să ia legătura cu mine, nu aveam pe atunci un telefon public. Asta când se întâmpla? Prin ce an? Mai țineți minte? Asta se întâmpla încă, să zic așa, soțul meu s-a adus în 2020, cred că prin 2015-16, uh-huh. Așa, cam atunci, mai devreme. Dar nu era online-ul chiar atât de dezvoltat cum este astăzi? Nu era chiar atât de dezvoltat. Eu mi-am făcut blogul din 2012. Și doamna Elena Lasconi, când a văzut că îi scriu după o jumătate de an, zice că în sfârșit a dat Dumnezeu, zice să dau de dumneavoastră, zice cum putem să facem, de o jumătate de an vă caut. Păi zic, foarte bine, zic, veniți la Tecuci. Cum așa? Uite așa, veniți la mine la Tecuci. Așa? Și a venit? Și a venit, au venit și au filmat aici de două ori chiar. Odată Elena Lasconi, deci a filmat prima oară. Apoi am avut o altă televiziune care tot la fel a transmis în direct. Elena Lasconi a trimis, a făcut doar filmarea și a dat-o după aceea. Uh-huh. Dar după ce a filmat, s-a consultat cu domnul profesor Constantin Dulcan cu privire la ceea ce eu vedeam și auzeam și vreau să spun, Roxana, nu o spun ca pe o laudă, ci domnul profesor Constantin Dulcan, îl știe toată lumea, chiar a avut numai cuvinte frumoase la adresa mea, la ceea ce eu trăiesc. Și abia după aceea, doamna Elena Lasconi a dat pe ecran povestea mea de viață, cum a început totul, ce s-a întâmplat, cum a căutat. Știți că e foarte important ce spuneți acum, pentru că multă lume, mai ales de când a început să iasă și mai mult în spațiul public domnul profesor, îl apreciază foarte multă lume. Și acum prin faptul că respect foarte mult domnul profesor. Prin faptul că spuneți că iată, v-ați cunoscut cu dumnealui și că a avut doar cuvinte pozitive. A prezentat ceea ce eu trăiam, s-a dus, s-a consultat cu domnul profesor și abia după aceea a dat pe ecran și chiar a menționat că însuși domnul profesor Dulcan a apreciat și a fost de acord că poate exista un asemenea fenomen. Deci chiar domnul profesor Dulcan a apreciat ceea ce eu trăiam și, și astăzi. Și vreau să spun că această apreciere a domnului profesor Constantin Dulcan și îi mulțumesc din suflet și acum și doamna Elena Lasconi mi-a dat așa, știi, o putere sufletească, ceva, o putere în mine ca să trec mai departe
Că atunci când am apărut pentru prima oară, erau foarte multe critici la adresa mea, inclusiv de angajați ai televiziunii sau de cei de așa numitele vedete care erau invitați la tour de televiziune pentru a critica. Și aveam nevoie de un pas înainte, ca să spun așa. La un moment dat, după ce am apărut la Poveștiri Adevărate, m-a căutat Cristi Brancu, care și cu Ana, care îmi sunt foarte buni prieteni, așa, și m-a invitat în emisiunea sa din la 22:30, în emisiunea Agentul VIP. Da. Ei, acolo erau foarte 2-3 invitații în fiecare seară și în momentul în care eu intram în direct, chiar și pentru câteva minute, primeam critici chiar de față, în momentul în care eu eram pe Skype. Din partea invitaților, nu? Din partea invitaților și după aceea iarăși continuau cu criticile. Până la un moment dat i-am spus lui Cristi, zic, dacă vrei să mai intru în emisiunea ta, cu mare drag intru, dar fără invitații. Sau dacă sunt invitați, să aibă măcar bunile maniere, să nu critice, să nu-și măgicnească, că am nevoie de specialiști ca să nu mai văd astfel de lucruri, specialiști în ghilimele, știi? Da. Și v-a fost ascultată dorința? Cristi a fost un drăguț, ca întotdeauna, și mereu spunea, zice, Maria, gata, acum poți să intri, putem să intrăm, că nu am invitații în platou. Pentru că eu cred în ceea ce tu spui, da? Și știu că așa se întâmplă și am constatat că așa se întâmplă. Și după ce am intrat cu mare drag, până ce Cristi și-a făcut o astfel de emisiune, un astfel de program, dar ținem legătura și mereu îmi spune, zice, Maria, să știi că te invit o dată la mine în emisiune, hai să vezi că o să te sun. Asta eu cu mare drag. Știți, mă gândeam acum, dacă vă descoperea Dan Diaconescu pe vremea în care făcea emisiunea, aș fi avut episoade întregi cu dumneavoastră. Nu cred că aș fi acceptat emisiunea. Nu? Să merg în platou sau cu Dan Diaconescu. Nu aș fi acceptat, pentru că nu am nimic cu dumneavoastră, dar nu-mi plăceau la fel invitații și nu ar fi avut puterea imitației, puterea sufletească, credința, ca să creadă cât de cât în ceea ce eu spuneam, sau măcar să se abțină a nu aduce cuvinte jignitoare. Și eu eram la început și de ce să nu... Deci nu mă simțeam în apele mele în momentul în care în momentul în care cineva spunea cuvinte urâte la adresa mea. Și mai ales că aveam și am și acum o familie, dar atunci era și soțul meu și el ca avocat îl oprea lumea colegilor. Mă, Mihai, dar ce face nevasta ta? Nebunit? Deci, și bineînțeles că pe el îl supăra astfel de cuvinte. Da. Și chiar asta voiam să vă întreb referitor la soțul dumneavoastră, Dumnezeu să-l odihnească. Mi-ați mai povestit că nu era în totalitate de acord și nu îi plăcea ceea ce făceați, asta când ați început să scrieți. Dar când a văzut că deveniți și mai cunoscută prin faptul că, iată, televiziunile veneau spre dumneavoastră, ce părere a avut? Cum procedam, Roxana? Deci era și el acasă și de acasă a mai venit o televiziune și a dat în direct. Deci pur și simplu el, soțul meu, se retrăgea în cabinet, în camera lui acolo și nu mă deranja și nici nu avea nimic de obiectat, nici măcar după ce plecau televiziunile din casa noastră. Deci el, dacă a văzut că eu o țin pe a mea, deci nu comenta niciun fel ceea ce eu voiam și doream cu tot sufletul să fac. N-a deschis, pot să spun că n-a deschis niciodată o carte de-a mea. Așa, dar totodată nu înseamnă că eram dușmani. Ne iubeam ca în prima zi, ne respectam, ieșeam de mână în oraș. Deci era totul super, ok. Cel care v-a susținut mult de la început a fost fiul, nu? Cel care m-a susținut mult a fost Bogdan, care este acum în Danemarca, profesor de fizică și mate la al cincilea liceu pe Danemarca. El mi-a deschis blogul. Bogdan m-a învățat să scriu la calculator, că nu știam să scriu la calculator și nu s-a lăsat până nu m-a învățat. Eu spuneam, hai arată-mi tu,
Și că nu, eu stau lângă tine și caută tu, îi faci și aia și aia. Dar Bogdan a fost cu ideea, în momentul în care eu am văzut și arătam atâtea caiete, uite, mami, o să se întâmple asta, o să facem asta, îi arătam, adică Bogdan rămânea impresionat și spunea, mami, nu vrei să te ajut să deschizi un blog și tot ceea ce trăiești tu să vadă și alții pe internet? Zic, cum se poate? Și că da, se poate. Și la început scriam doar pe alb, așa cum se scrie normal. Și zic, nu, că putem scrie și colorat. Deci Bogdan a fost cu ideea și îi mulțumesc, Bogdan. El a fost cu ideea ca să îmi deschidă un blog, ca tot ceea ce eu trăiesc să nu rămână doar la mine, ci să fie scris pe internet și un blog special. Am ales împreună titlul, Dumnezeu există mărturie. Și astfel a aflat televiziunile de mine, presa, doamna Elena Lasconi și mulți alții. Am primit foarte multe invitații pe parcursul anilor de la multe televiziuni, inclusiv de la Favorit, dar nu le-am onorat, nu că nu aș fi vrut. De exemplu, nu mă simt bine când mă duc într-un platou de televiziune să vorbesc, deci, de exemplu, la Favorit voiau să aibă același decor care îl au acolo. Înțeleg. Da, Vreau și la să. noi, o singură dată ați venit în acești O 2 ani. singură dată, da. Și o să mai vin, mai să vină primăvara, sigur că da. Și i-am invitat cu mare drag, dacă vor, să vină la mine acasă, ușile sunt deschise. Vă Mi-au simțiți mai explicat de la. confortabil acolo în spațiul dumneavoastră, normal. La Favorit m-au convins că nu pot pentru că vor un anumit decor și iată că ușa mea le rămâne deschisă, dar ar însemna asta și timp pierdut, Roxana, ca să spun așa, Corect. pentru că eu nu caut să apar la televiziune pentru faimă, pentru să arăt vai de mine cine sunt eu. Nu, întotdeauna am zis că sunt și un om care vrea doar să facă bine femeilor săi, atât. Deci nu sunt dornică de a apărea pe ecrane și să mă dau mare, vai de mine cine sunt eu. Nu, eu sunt Maria și atât. De câte ori s-a întâmplat să vă preia presa din scrierile dumneavoastră și să distorsioneze ceea ce ați spus? Doamne, adeseori și presa și televiziunile și deci dacă eu să zicem că scriam că o să fie inundații în partea de cutare sau o să se întâmple, acum nu mai scriu de cutremure, o să fie un cutremur nu știu unde. Atunci apăreau titluri mari, scrise, știi, cu litere de șchioapă. Maria Gheorghiu a făcut prezicere înfiorătoare, uite, o să fie ceva, catastrofă. Sau... Și nu era nimic adevărat. Și, deci doar titlul era atât. Și în momentul în care presa, televiziunea puneau articolul meu original, se vedea în articol că nu este nimic, nu are legătură cu titlul pe care l-au pus pentru a atrage atenția. Și cum se Dar. simte asta? Mai ales că erau publicații cu care nu luați legătura, în sensul că nu aveați o colaborare, să puteți Nu. avea un om de legătură cu care să discutați, să spuneți, uite, nu e corect ce s-a întâmplat aici. Ce făceați? Nu puteam să fac nimic. Eu nu sunt omul care să mă cert cu cineva, să aduc cuvinte injurioase la cineva, chiar dacă m-a supărat. Nu. Pur și simplu publicam ceea ce a publicat presa, televiziunile, articolul respectiv, îl publicam pe blogul meu, pe paginile mele de Facebook, așa, și le publicam și spuneam, zic că, uite, ceea ce vedeți aici nu este adevărat, pur și simplu este un titlu care nu reflectă adevărul pe care l-am scris eu în articol. Deci, contracaram, ca să spun așa, ceea ce presa, televiziunea scotea în evidență, un titlu care să atragă, să fie cât mai multă tragedie, știi? Că să curgă sânge, știi? Asta atrage omul. Și pe mine mă deranja, Roxana, pentru că un astfel de titlu atrăgeau comentarii urâte la presa mea. Deci, și asta mă deranja tare mult, pentru că nu era nimic adevărat din ceea ce reieșea din acel titlu și, dar știi, până să citească omul ceea ce eu am scris că nu e adevărat, deja îi rămăsese întipărit în Cred. mintea acel titlu cu uite ce a spus Maria Gheorghiu și o poză și da. Deci astfel de știri m-au supărat în interiorul meu
Mă supără și acum, dar acum pot să spun că m-am mai călit, așa, știi? Deci, dacă vor să spună n-am decât, lumea deja mă cunoaște și știe că sunt un om la locul meu și un om echilibrat și nu caut să induc panică în nicio situație. Deja sunt atâția ani de când faceți asta și e normal să vă mai obișnuiți și cu aspectele neplăcute. Așa este. Haideți să... Vă rog, spuneți. Odată primisem un link de la cineva că să vorbim despre inteligența artificială, știi? Așa. Și îmi spune, zice, doamna Maria, dar ce v-am făcut eu ca să vorbiți atât de urât despre mine? Era un link în care era, într-adevăr, părea un clip video, se vedea că eu vorbesc, dar glasul spunea cuvinte urâte la adresa acelei persoane. Că e nebun, că se ducă la nebun, că de ce a criticat. Oricum, cuvinte urâte pe care nu pot să le reproduc. Și atunci m-am uitat și eu, nu venea să cred. Da, eu eram, mă uitam, glasul era al meu, dar în schimb cuvintele nu se potriveau pe buzele mele, ca să zic așa. Dacă cineva, cel care a primit link-ul sau au văzut acest video, dacă s-ar fi uitat la buzele mele, putea să vadă că ceea ce se auzea nu se potrivea cu cuvintele. Și apoi, indiferent cum ar fi cu inteligența asta artificială, tot nu se poate reproduce complet chipul, ochii, dantura, orice, adică a corpului uman, nu poate să reproducă chiar atât de 100%. Și am trimis înapoi linkul acelei persoane cu explicațiile de rigoare și la un moment dat spune că doamna Maria, aveți dreptate. Și eu cred, nu vă credeam, adică n-aș fi vrut să cred că dumneavoastră puteți să spuneți asemenea cuvinte despre mine. Zic, nici despre cel mai mare dușman al meu, zic, n-aș fi putut să spun asemenea cuvinte. Nici în tăcere, nici în public. Și s-a lămurit. Și așa că, dragilor, dacă apar astfel de clipuri, ceea ce mă privește personal sau pe voi înși vă, nu le luați în considerare că asta e inteligența artificială. Ne înlocuiește și în a vorbi, și în a zâmbi, și în îmbrăcăminte, a merge, ceea ce, nu știu, eu nu sunt de acord. Ce părere aveți despre direcția în care merg acum lucrurile din acest punct de vedere al tehnologiei avansate? Merg într-o direcție greșită. Asta este părerea mea, pentru că vedem că sunt oameni care ne conduc, oameni în vârful statului, oameni cărora li se face o mare, cum să spun eu, imagine, le strică imaginea, pentru că nu putem avea un conducător de stat, nu putem avea guvernanți în Parlament și să-i arate cu mătura în mână, să-i arate cu lopata în mână la animale, să-i arate că înjură, că vorbesc porno. Deci nu se poate așa ceva. Așa ceva nu trebuie îngăduit. Oricât nu ai suporta pe cineva care conduce și nu-ți place felul cum conduce, nu ai niciun drept să-l jignești, să strigi la el și să-i faci tot felul de caricaturi cu imaginea sa, pentru că omul obișnuit, omul de la țară, omul care habar nu are de internet, dar știe cine e președinte, știe cine e prim-ministru și spune, uite bă ce a făcut ăla, uite, ăsta e președinte, e cu mătura la ochi, e cu lopata, uite cum a vorbit tot felul de cuvinte vulgare. Deci nu, asta ar trebui să nu se îngăduie. Nu știu, inteligența artificială cred că până la urmă e ca o bombă cu ceas deasupra omenirii, pentru că la un moment dat nu ai să mai știi ceea ce se întâmplă. Îți apar, să-l vezi față în față, poți să-l vezi față în față. Dacă vezi filmări cu acel om și îți spune un lucru, tu l-asculți că este președinte, că este prim-ministru, l-asculți, băi, dacă așa a zis, așa trebuie să facem, mă duc în cutare loc, trebuie să ne adăpostim, trebuie să facem ceva. Ori poate să fie inteligența artificială care te trimite anume în acel loc și să se întâmplă nenorocire. Deci nu sunt de acord cu folosirea greșită a inteligenței artificiale și în special asupra oamenilor care au o funcție în stat și cărora nu trebuie să li se păteze imaginea și nu trebuie să inducă populația în eroare. Că în momentul în care apare tipul președintelui, a primului ministru și a altor ministri care spune tot felul de lucruri urâte, jignitoare, pot să spună și lucruri care
să te ducă pe o cale greșită, să spună făcutare că e corect, că avem lege în sensul ăsta. Deci, nu, 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 nu trebuie. Adică eu, după mine, Roxana, dacă greșește, rog să-mi spui, cei care publică astfel de articole ar trebui astru pedepsiți. Pentru că nu am niciun drept să se joace cu securitatea unei țări. Pentru că la momentul în care batjocorești pe cei care ne conduc, una este batjocorești verbal, nu de acord nici cu alta, nici cu asta, și alta este să pui imagini cu cei care conduc țara respectivă, inclusiv țara noastră, în care omul care se uită la televizor sau are un telefon și se uită și apare imaginea aia, chiar crede, zice, băi, dar uite, am văzut imaginea, uite, am văzut că chiar el vorbește, i-a recunoscut glasul. Ar trebui astfel pedepsiți. Asta e părerea mea. Da, știți, acum, dincolo de toate aceste amenințări tehnologice, am senzația, am impresia că omenirea trăiește cumva cele mai bune vremuri, în sensul că, iată, este pace, sigur, cu mici excepții. Ai libertate de exprimare, de opinie, de deplasare. Financiar se stă oarecum bine. Dacă ne uităm în trecut, au fost vremuri foarte complicate prin care au trecut bunicii, străbunicii noștri. Vom avea parte de aceeași liniște de acum înainte sau vor mai fi amenințări? În ceea ce privește pacea României, vom avea parte de pace în continuare. Noi ne vom bucura de pace. În ceea ce privește însă liniștea poporului român, pacea sufletească a poporului român, încă mai avem de lucrat, încă sunt lipsuri în toate domeniile, deci financiare, materiale, lipsă de medicamente. Deci dacă cei care conduc România, dacă vor să mai stea la putere și vor să aibă pace și liniște în țară, trebuie cu adevărat să vină în mijlocul poporului și să rezolve problemele oamenilor simpli, oamenilor modești. Deci mă uit eu, deci nu ai cum să trăiești cu o pensie de 500, 600, 1000 de lei, 1500, nu ai cum să trăiești, să plătești facturi, să-ți iei medicamente și să trăiești, să ai ogorul, să mâncezi, deci nu ai cum. Și atunci toate aceste lipsuri, toate aceste neajunsuri vor face ca să se ajungă din nou la ceea ce a fost în 1989, nu o spun cu bucurie, ci o spun cu durere în suflet. Am vorbit adeseori despre o nouă revoluție, adevărata revoluție, aceea nu că o vreau eu să aibă loc, pentru că așa este scris de acolo de sus. La un moment dat, poporul român se va răscula și va întoarce pe dos ceea ce înseamnă guvernanți, parlament, va veni la putere, vor veni tinerii la putere. Cu alte, cu alte concepte și va fi mult mai bine, deci în cazul acesta. Dar cei care îi avem acum, dacă totuși se simt cu adevărat în inima lor că sunt români și simt că inima lor bate și pentru cel care este la un rang înalt, este sus de tot, să bată și pentru cel care este analfabet, care muncește pământul cu palmele, care are bătături în palme, care miroase a grajd, de ce nu? Așa se spune că bai, miroase a bălegar, da, pentru că omul acela muncește ca noi să putem avea laptele, brânza pe masă, ouăle, de acolo ne vin toate. Nu din nu mâncăm carne artificială, nu mâncăm lapte artificial, deci pur și simplu toate vin de la țărani. Nu e rușine să fii țăran, e onoare pentru cei de la țară ca să fii țăran și să muncești. Noi să mâncăm, bineînțeles le plătim, dar dacă am avea bani și nu ar exista țăranii care să muncească pământul și să aibă animale, noi am stat și ne-am uitat la bani, atâta tot. Da, vor mai rămâne oameni care să muncească pământul la țară? Pentru că acum, după cum vedem, toți tinerii ori pleacă în străinătate, ori migrează spre oraș. Vor rămâne oameni care să muncească la țară. Tinerii care au plecat în străinătate și încă mai pleacă, la un moment dat își vor da seama că tot în România este mai bine, și vor veni de acolo cu altă experiență de viață,
cu alte idei și ceea ce au văzut în afară vor putea să aplice aici în România. Da, vor rămâne și chiar se vor înmulți tinerii, să zic așa, într-un număr mare, vor veni și se vor retrage la țară. Deja vedem pe la țară vile frumoase, gaz, metan, apă curentă și vor munci pământul, dar nu vor munci cum au muncit bunicii noștri, părinții noștri, cei acum există tot felul de mașinării care cește, care sămânțează, care. Deci, deja vedem mulți tineri care vin din afară cu ceva bănuți și cumpără pământ în România, ceea ce e minunat și aplică ceea ce au văzut acolo. Cum mi-ați spus, și fiul dumneavoastră este plecat din țară, are o meserie respectabilă în Danemarca, este profesor. Cum ați primit atunci vestea când v-a spus că se gândește să plece din România? Cu toate că abia se întâmplase cu soțul meu, plecase la cerurie în septembrie și Bogdan a plecat în noiembrie 2020 în Danemarca. Am întrebat mamei, eu aveam atunci COVID, îmi era foarte rău, abia respiram, dar eram sub tratament și deși soțul meu murise în septembrie, eu în noiembrie încă mă mai confruntam cu probleme de respirație. Domnul doctor al meu, Dumnezeu să-i dea sănătate și eu doresc să-i dea sănătate și lui și fericire și familiei sale, mi-a salvat viața, ca să spun așa. A zis că am îmbrățișat moartea, mi-a dat mâna. Dar să revin, într-adevăr, Bogdan zice, mame, zice, sigur poți să te las singură, zice, sigur, zice, ai să te descurci, du-te, mamă, zic, am să mă descurc. Și ce să spun, sunt mândră de el, de Bogdan. M-a făcut foarte fericită și de fapt să mândră că este avocat, dar Bogdan, nu știu, a fost mai și este mai apropiat de inima mea și amândoi sunt copiii mei. E, Așa se că spune el. oricum că între mamă și fiu există o legătură aparte, cum este între tată și fică, de cele Da, mai multe exact, ori. da. Chiar așa a fost, da, între tază, între soțul meu și Cristina. Da, deci Bogdan a plecat, m-a făcut mândră și mă face mândră în continuare, mai ales că mai are o a doua profesie, un job, a mai renunțat la clasele de la liceu, are doar două clase, așa, pentru că este ocupat acum spun, pentru prima dată, un post de manager. Asta înseamnă pe jumătate din Uniunea Europeană, asta înseamnă angajează profesori pentru meditații din Uniunea Europeană, îi adună la conferințe. A mers de curând în Europa, a mers în Germania, a mers în Elveția, a mers în Anglia ca inspector, a controlat școli, acolo a văzut ce lipsește, a văzut ce trebuie să mai facă în școlile din țările respective. Deci, și este foarte bucuros pentru acest nou job, această nouă profesie care i s-a oferit, pentru deși are o responsabilitate foarte mare, da, el este foarte fericit pentru că e tot un domeniu, dar că adună majoritatea profesorilor din Uniunea Europeană, din jumătate din Uniunea Europeană, îi adună la un loc din când în când și organizează tot felul de conferințe, îi angajează Bogdan, deci a zis că îi place foarte mult ceea ce face, deși îi ocupă foarte mult timp. Iar dumneavoastră ați făcut o treabă foarte bună. Iar eu, da, am făcut o treabă foarte bună că l-am lăsat să plece, dar nu puteam, n-aș putea, Roxana, niciodată să țin pe copiii mei lângă mine doar pentru că sunt copiii mei și trebuie să aibă grijă de mine. Niciodată n-aș putea să fac așa ceva. Dar știți că sunt mulți părinți de acest gen. Care gândesc astfel, da. Chiar Și manipulează emoțional copilul. aseară am vorbit cu Bogdan pe video și îmi spunea de un prieten de-al său care participă mereu la festivalul pe care îl face Bogdan în fiecare an în toamnă, în Fereastră Câte Știință. Și acest prieten al său are studii superioare și e în domeniul istoriei de când a început lumea. Deci scrie tot felul de cărți și i-a propus Bogdan dacă ar vrea să apară la o televiziune să vorbească despre ceea ce el are de gând și
El este foarte bine văzut de public pe internet și Bogdan m-a întrebat și cum oameni, cum ai putea ajuta când o fi să vrea să iese pe televiziune? Zic, cum să nu? Zic, prima este BTI Live, după aceea mai putea. Așa am spus, când se hotărăște, vorbim și va putea să prietenul lui să iese și public pe sticlă. N-a ieșit niciodată pe sticlă. Da. Am înțeles. Haideți să ne îndreptăm și spre site-ul dumneavoastră, să vedem ce ați mai scris acolo în ultima perioadă și să le dezbatem. Am văzut că ați scris chiar în preajma zilei de 14 februarie despre iubire. Și a spus că este integritatea divină. Așa este, Roxana, nu am spus de la mine, ci pur și simplu mă gândeam la ziua de 14 februarie, când chiar la nivel internațional se sărbătorește ziua iubirii. Mai ales la nivel internațional. Mai ales ca al nostru este Dragobetele, care e pe 24. Da. Îndată. Referitor la această postare, în momentul în care mă gândeam că oamenii totuși sărbătoresc iubirea, eu am avut doar gânduri frumoase, bucurie în inimă și în suflet. Și totuși cineva mă întreba, referitor la articolul care m-a scris aseară, deci că, doamna Maria, dar nu e la noi iubirea, nu sărbătorește, asta este din Occident luată asta și de ce să sărbătorim noi? Și i-am răspuns, eu cred eu foarte frumos și i-am spus că în momentul în care este vorba de iubire, nu trebuie să comentăm de cei care o sărbătoresc. E vorba doar de iubire. Și a trebuit să sărbătorim nu numai la 14, normal, în fiecare clipă din viața noastră. Dacă oamenii s-ar gândi în fiecare zi la iubire și fiecare noapte, că să respecte pe cel de lângă el, să-l iubească chiar dacă este străin, nu ar mai fi atâta ură și atâta ceartă și atâta dezbinare. Și auzeam un glas, în momentul în care eu gândeam așa, auzeam un glas care spunea: iubirea este integritatea divină, alegerea, da. Și mi-am încercat eu să-mi explic ceea ce am auzit. Exact cum ne auzim noi, Roxana, exact așa am auzit un glas în dreapta mea care spunea că iubirea este integritatea divină. Și eu doar mă gândeam la 14 februarie când oamenii sărbătoresc iubirea. Și atunci un glas spune că iubirea este integritatea divină. Așa este. Dumnezeu ne-a creat din iubire, după chipul și asemănarea sa. Noi ne-am născut și ne naștem din iubire. Viața nu putem trăi fără iubire. Și chiar și când plecăm acolo sus la Domnul, tot cu iubire privim aceasta. Plângem atunci când pleacă cineva drag. Și de ce plângem? Iubire, că l-am iubit. Deci iubirea este integritatea divină. Știți, cei din generația mea tot îi aud pe cei din generația părinților spunând că oamenii nu mai sunt la fel, că s-au schimbat, că înainte, în urmă cu ani de zile, erau parcă mai uniți, iată, se vizitau mai mult. Acum au devenit foarte individualiști. De ce credeți că e așa? Și vă puteți aminti cum era, nu știu, în urmă cu 20 de ani? Știți de ce, Roxana? Au apărut telefoanele mobile, a apărut inteligența artificială. Da, e și acesta un factor, clar. Da, înainte existau și acum există. Mie îmi place să cumpăr de la poștă acele felicitări frumoase și să trimit prin poștă o felicitare cuiva drag, da. Nu mai atras mesaj pe telefon, ci o felicitare frumoasă pe care să o țină în mâini, să citească. Deci tehnologia aceasta cu internetul, cu telefoanele mobile ne-a îndepărtat de anții. Considerăm că ne este mai ușor să trimitem un mesaj, să spunem te iubesc, te îmbrățișez, decât să sunăm, să auzim glasul, sau să trimitem o scrisoare, sau să trimitem o felicitare. Deci această tehnologie este foarte bună pentru noi în momentul actual, dar în același timp trebuie să avem mare grijă cum o folosim, deoarece ne îndepărtează de cei dragi și nu ar trebui totuși ca să lăsăm tehnologia să aibă mai mult preț în inima și sufletul nostru decât cei dragi nouă. Da, deci tehnologia, telefoanele mobile, internetul, aceasta ne-a... Și mai e ceva, Roxana, faptul că oamenii au plecat în afară pentru un trai mai bun, să câștige un ban, să trimită acasă. Nu e adevărat că ochii care nu se văd se uită. Nu se uită, dar în schimb
poți schimba Mai apar destinul. fisuri în relație. Exact, mai apar fisuri în relație. Fisuri care se pot repara, dar 80% nu prea se pot repara. 80% distrug familii. Asta ne-a îndepărtat unii. Libertatea aceasta, democrația aceasta pe care mulți dintre semenii noștri au înțeles-o greșit. Da, da, Deci, da. că e democrație și pot să fac ce vreau. Faci ce vrei, e adevărat, dar nu distruge pe ceilalți din jurul tău. Ați mai scris ceva. Cel ce nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Doamne, ce mi-a plăcut acest mesaj, da. Îl găsesc acum. Este ceea ce a și grăit Mântuitorul, nu? Da, da. Deci am, deci, Roxana, deci m-a trezit un glas și care spunea, era un glas de femeie și care spunea așa, și că dar nu am ce să-i dau de mâncare, că nu muncește nicăieri. Era o discuție într-o familie, deci ca să spun așa. Și că nu muncește nicăieri și nu am ce să-i dau de mâncare. Și femeia privea tristă la soțul ei care era, deci pur și simplu mi-arăta și imagini, era un bărbat olănit în pat și pur și simplu cerea de mâncare la soție și ea nu avea ce să-i dea pentru că el nu muncea nicăieri. Și atunci se aude un glas, când ne grăiește Mântuitorul sau Maica Domnului, Dumnezeu Tată, știi cum e, Roxana? E ca și cum ți-ai lipi urechea de niște tobe puternice, știi? Și parcă te răsună, se cutremură și cerul și pământul. Și aud un glas din cer care spunea că cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Era glasul Mântuitorului Hristos. Eu l-am auzit de multe ori pe Mântuitorul Hristos, cum grăiește, cum a vorbit, știi? Și într-adevăr, din cer, glasul Mântuitorului a spus, nu vrei să muncești, nu mănânci. Da, se întâmplă în casele noastre, multe familii, ca în special copiii care sunt deja adulți, soții care vor să li se pună pe masă, dar ei să nu muncească nicăieri sau dacă muncesc cu ziua pe undeva, cunosc și eu multe exemple din acestea negative, când vine acasă, vine și beat, vine pe trei cărări, așa, și da, are da, da. Mâncarea de masă și dacă nu-i place, să mai dă și în cap. Da, da. Deci, și iată lege de sus de la Mântuitorul Hristos care spune clar, cine nu vrea să muncească, să nu mănânce. Da. Deci, nici chiar dacă vedem un om care este bun de muncă, îl vedem noi bun de muncă și întinde mâna, cere, nu e păcat dacă îl refuzăm. Deci, nu. Putem să nu-i spunem nimic, doar pur și simplu trecem, îl ignorăm. Momentul în care vedem un bolnav, care îl vedem noi cu ochii noștri, că are nevoie de ajutor, atunci se întinde o mână de ajutor. Dar când vedem un om sănătos, că dar nu sunt, de multe ori au văzut și pe la mine tot felul de persoane cu buletine în mână, cu un bilet de ieșire din spital, doamnă, am soția moartă în spital, am copilul mort în spital și nu pot să-l scot. Dar eu îi zic, dar și acum 2 luni, zic, nu l-ai mai luat din spital sau și acum 1 an ai avut tot, adică era aceeași persoană. Da, da, zic, da. Dar pe când aude așa, se rușinează și pleacă. Deci sunt persoane din acestea care că, nu le place să muncească și atunci e mai ușor să stea, să ceară sau pur și simplu să întindă mâna, să încerce să păcălească, să păcălească pe alții. Am văzut că ați scris iar despre extraterestri și ați reamintit faptul că ei există. Asta pe 11 februarie. Da, am scris pentru că revenise un mesaj din cer și atunci am mai atașat și celelalte mesaje. Deci era un mesaj care spunea că extraterestrii sunt creația Duhului Sfânt, extraterestrii există. Și auzeam în glas, era în momentul în care eu am auzit acel glas în care spunea că extraterestrii există, pur și simplu, știi cum arată glasul sufletului nostru? E ca și cum noi gândim ceva, așa, dar în același timp cineva grăiește din interiorul nostru cu același glas, dar grăiește altceva. Deci mă gândeam la altceva și aud glas din interiorul meu care spunea, binecuvintează-mi, Doamne, binecuvintează-mi existența extraterestrilor. Deci glasul sufletului meu striga către Dumnezeu. Deci noi avem 2 ființe, una lumească, mintea noastră lumească și una a sufletului, 2 glasuri.
și spunea binecuvintează existența extraterestrilor. Știu că sunt foarte mulți semeni de-ai noștri care nu cred în alte Da. științe în afara Pământului. Și atunci am simțit nevoia să readuc deci iarăși și spun că extraterestrii există și că sunt creația Duhului Sfânt. Și iarăși un mesaj, uite ce spune, și aici nu am mai făcut acord gramatical, pentru cei care nu cunoaște, în mod normal trebuia să spunem pentru cei care nu cunosc. Deci, dar eu nu am voie să schimb cuvintele așa cum vine. Deci, mulți mi-au scris că nu cunosc gramatica și că am scris greșit pentru cei care nu cunoaște. Nu. Dar sunt și așa, pentru cei care nu cunoaștem, adică da, noi nu cunoaștem. Da, dar are sens așa, dar cei care vor literă de lege trebuie să spun pentru cei care nu cunosc. Și spun așa, că ei vin ca un seism major. Da, extraterestrii vin așa cum vin un seism major. Adică ce înseamnă aceasta? Vin pe neașteptate. Deci așa cum ne trezim de liniște, e pace și deodată, Doamne, crește să zbutuie pământul, zici, bă, cum a venit, era liniște? Și eu vor fi cu extraterestri. Sau, hai să dăm un exemplu pozitiv. Exact când din orat afară și deodată vezi că a apărut soarele și zic, Doamne, dar de unde a apărut soarele? Că a apărut după nori. Sau de unde a plouat așa de puternic? Da, era da, da. Deci așa vor fi și cu aceste ființe. Vreau să amintesc, tot am amintit de subiectul ăsta foarte drag mie cu extraterestri. Sunt foarte multe persoane care citesc și spun că Sfinții Părinți a zis așa, că Părintele Cutare a zis așa, că aceștia sunt diavol, că nu există. Însuși Maica lui Dumnezeu, și Maica Domnului am văzut-o, deci cu un extraterestru lângă ea și această ființă mică avea o cruce albă în frunte. Și uite ce spune aici un alt mesaj, Roxana, că în România mai durează un pic întâlnirea cu extraterestri și îmi spunea glasul, mai reflectează și ai să vezi cât de puțin mai durează, un pic, foarte puțin. Și iarăși un glas spune, că și astfel primul OZN a fost la începutul lumii. Deci Dumnezeu când a creat pe noi oamenii după chipul și asemănarea sa, a creat și alte ființe, pe alte planete. Eu am văzut diverse planete, m-a ajutat Duhul Sfânt să ajung cu sufletul acolo. În momentul în care eu ajungeam pe altă planetă, într-un alt loc, deci nu mă vedeam ca o steluță, ceva invizibil, ci pur și simplu mă vedeam așa cum mă văd în realitate, cu trup de carne, știi? Așa ne vedem da, și da, da. Deci, și nu spun numai eu, sunt atâtea oameni de știință care afirmă că, într-adevăr, nu suntem singuri în univers. Ar fi ceva, adică nu știu cum, să crezi că Dumnezeu a creat așa un univers atât de mare și de complicat numai pentru 8 miliarde de suflete. Nu, nu. Universul este atât de frumos cu ajutorul Duhului Sfânt, a Maicii Domnului. Eu am călătorit cu sufletul în multe locuri din acest univers și este minunat de frumos. Inclusiv pe tărâmul Făgăduinte, unde cu toții o să mergem după ce Mântuitorul va veni să judece aici, în România sa, în România Sfântă, adevărului Duhului Sfânt, poporul, și pe cei vii și pe cei adormiți. Deci este atât de frumos. Lumea, dacă ar crede cu adevărat în iubire, să vorbim de iubire, dacă ar crede cu adevărat în Dumnezeu și Maica Domnului cu Sfinții Săi, nu le-ar mai fi frică nici de războaie, nici de tremure, de nimic. Da. Înțeleg. Ați mai scris ceva interesant și vreau să vorbim despre formațiunea guvernului și ați specificat Muntenia. Ce reprezintă? La ce v-ați referit? Nu știu, dacă am spus de curând, nu știu. Pe 8 februarie. Am găsit, da. Nu știu aici ce reprezintă Roxana. Dar ceea ce pot spune, probabil că se vor împărți, am mai spus adeseori despre anumite regiuni. Noi acum avem 3, 5, 7 regiuni, 8 regiuni, deci să spunem așa. 7 sunt. Cred că se vor reduce din regiunile României, vor fi mai puține regiuni în România, știi? Deci se vor reduce, avem deja Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Moldova, Transilvania, Crișana și Banat.
Așa mai avem Bucovina mai mică și Maramureșul, dar se vor reduce din regiunile hărții noastre și vor fi mai puține regiuni. Se vor cumula, știi, și cred că vor fi, eu am văzut în momentul în care mi s-a arătat harta, 4 regiuni le-am văzut singur și poate chiar erau 5. Deci se vor cumula regiunile și vor fi mai puține. Probabil că Muntenia va fi o regiune mai mare care va primi în interiorul ei, să zic așa, poate va primi Oltenia, Dobrogea, nu știu. Deci și atunci va fi o Muntenie mai mare. Și formațiunea guvernului s-ar putea să fie, știu eu, cei mai mulți de la guvern să fie aleși din zona Muntenie, din regiunea Muntenie. Așa văd eu lucrurile. Oricum e ceva de bine, nu e ceva de rău. Am înțeles. Practic, de bine ne așteaptă în continuare, nu? Bineînțeles că ne așteaptă de bine să iubim pe cei dragi nouă și nu numai în fiecare zi, nu numai în 14 februarie care tocmai a trecut. Deci să iubim în fiecare zi, în fiecare clip a vieții noastre și de ce nu? Haideți să sărbătorim iubirea în fiecare zi, în fiecare noapte. Nu e o greșeală. Nu înseamnă că am luat ceva rău de la Occident. În sfârșit, am luat și noi ceva bun din Occident. Iubirea. Da, dragilor, să sărbătorim iubirea și aș vrea să-i mai asigur cu toți cei care le este frică de război, de cutremur. În România este pace și va fi pace. Iar cu cutremurul cel mare l-a dat Dumnezeu deoparte. Nu dă în țara sa sfântă. Și atunci de ce vedem toate aceste știri la televizor, cel puțin în ce privește războiul, că tinerii trebuie să se pregătească, să se ofere voluntari? De ce panica aceasta? Mă înfiorează când aud această știri. Și atunci pur și simplu închid televizorul, ca să spun așa. Aceste știri au doar rolul de a atrage cât mai mulți telespectatori sau cititori pentru rating. Deci nu, deocamdată în România este pace și va fi pace. Cei care mă sună și îmi spune, doamna Maria, uitați că spune să pregătească armata. Bineînțeles că e nevoie la fiecare țară și consider că pe timpul răposatului era foarte bine când se făcea armată, pentru că tinerii se dezvoltau altfel, aveau o altă educație, ca să spun așa, și întotdeauna țara avea o armată. Dacă se întâmpla ceva, avea cine să apere țara, nu? Și de ce nu? Adică e ca și cum noi ne facem niște rezerve în casă, punem acolo ceva, că nu se știe ce vremuri vin. Și atunci ne prinde bine dacă se întâmplă ceva. E normal ca tinerii să facă armata, de ce nu? Înainte știi cum spunea bătrânii, mă, mergi în armată, ai să fii bărbat de acolo, ai să fii bărbat de acolo. Și chiar că ne-au mai înțelepți când terminau armata. Indiferent ce eu făceau. Deci băiatul meu nu a apucat să facă armata nici el, dar nu știu dacă i-ar fi plăcut, nu l-am întrebat niciodată. Cred că mai mult nu i-ar fi plăcut, că lui nu-i place să țină arma în mână. Dar e bine. Cine vrea nu obligă, după cum vedem, Roxana, nu se întâmplă, nu obligă nimeni pe nimeni să ducă să ruleze în armată. Momentan, nu? Momentan, tot ești opțional, totul este. Dar nu ar trebui să ne sperie astfel de știri, pentru că nu se va întâmpla ceea ce auzim noi la știri. România chiar este ocrotită de Duhul Sfânt și am vrut să spun acum, în acest moment, România chiar este ocrotită de Maica Domnului, dar un glas în dreapta mea mi-a luat înainte și până să spun de Maica Domnului, când a spus România este chiar ocrotită, aud în dreapta mea de Duhul Sfânt. Uite, lucrurile, minunile se petrec și în direct. Deci, pur și simplu, eu vreau să spun Maica Domnului și un glas din cer mi-a spus de Duhul Sfânt este ocrotită. Ce dovezi mai mult putem avea decât, uite, că minunile se întâmplă și în direct. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de azi. Și abia aștept să stăm de vorbă data viitoare. Ce ar mai fi de adăugat? Ce ați vrea să le mai spuneți celor care v-au ascultat? Mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc și să le urez sănătate și să le spun să se iubească unii de alții și să fie atenți cu cei dragi, să le dăruiască măcar dacă nu o floare de lipsă de bani, măcar un zâmbet, o vorbă bună. Da, și cred că iubirea asta poate fi tradusă și ca bunătate până la urmă. Să fim buni între noi. Să fim buni între noi. Și vă mulțumesc mult pentru invitație și vă iubesc. Mulțumesc și eu foarte mult și abia aștept să stăm de vorbă din nou, cum am spus.
A fost alături de noi la acest moment doamna Maria Gheorghiu. Vă invit să dați un like și un share emisiunii pentru ca discuția noastră să fie auzită de cât mai multă lume. Rămâneți în continuare alături de echipa Bezei Live. Urmează o nouă ediție moderată de colegul meu Valentin Huțanu, după care emisiunea prezentată de Georgiana Adam. Noi ne vom revedea mâine. O zi frumoasă!